Hai noroc! Ultima zi a săptămânii vine cu două meciuri fabuloase. În Premier League se înfruntă Liverpool și Manchester City, echipele care au dominat competiția în ultimele stagiuni. City este cotată cu prima șansă de bookmaker, chiar dacă cetățenii nu s-au mai impus pe Anfield într-un meci de campionat de peste 17 ani. În Liga 1, episodul 100 din Le Classic, Marseille, Paris Saint-Germain. Duelul vine într-un moment dificil pentru gazde, rămase fără antrenorul Vilaș-Boaș, la presiunea uriașă a fanilor extrem de supărați de felul în care s-au prezentat favoriții în actualul campionat. Nici PSG nu se descurcă nemaipomenit, cea mai recentă deplasare la modesta Lorient fiind pierdută cu 2-3 de Neymar, Mbappé și compania. Nu mizez pe una dintre echipe, dar cred că va fi o partidă destul de spectaculoasă. Liverpool, Manchester City, pauze sau final X, cotă 1,60. Marseille, Paris Saint-Germain, gol în ambele reprize, cotă 1,42. Astăzi pariez pe toate cele trei partide din Liga 1 cu o selecție simplă, unul solist la FCSB Academica. Tottenham joacă la Londra contra penultimei clasate West Brom, iar în Italia avem o nouă confruntare între români, Radu vs. Marin în Lazio Cagliari. Tot azi joacă și Barcelona cu Betis în deplasare. Catalanii s-au impus în fiecare din ultimele 4 meciuri directe, toate acestea extrem de spectaculoase și cu cel puțin 5 goluri consemnate în final pe tabelă. UTA, FC Hermannstadt, pauză sau final X, cotă 1,62. Gazmetan Chindia, peste 1,5 goluri, cotă 1,48. FCSB Academica Clinceni 1, cotă 1,50. Tottenham West Brom 1 și peste 1,5 goluri, cotă 1,62. Lazio Cagliari 1, cotă 1,40. Parma Bologna, ambele marchează, cotă 1,72. Betis, Barcelona, oaspeții peste 1,5 goluri, cotă 1,47 aici. Hoffenheim, Frankfurt, X2, cotă 1,42. Bielefeld, Bremen, 2,5 goluri, cotă 1,40. Nîmes, Monaco, 2, cotă 1,45. Ajax, Utrecht, gazdele 2,4 goluri, cotă 1,50. Brondby, Aalborg, 1x și peste 1,5 goluri, cotă 1,60. Ajungem la ziua de luni. Dragii mei, două partide interesante din Liga 1. Viitorul are șansa unui rezultat pozitiv, acasă, contra Voluntariului, cea mai slabă trupă a deplasărilor din actualul campionat. Botoșani CFR se anunță un meci extrem de echilibrat. În Premier League, Leeds și Crystal Palace sunt pregătite să ne propună un duel dinamic. Voi miza pe numărul cornerelor consemnate. La Düsseldorf Kiel aleg să investesc pe unul dintre pariurile mele preferate, 1x și peste 1,5 goluri pe meci. Trecem la treabă. Viitorul face voluntari, Viitorul câștigă oricare repriză. Aici avem o cotă de 1,42. FC Botoșani CFR Cluj, pauză sau final X, cotă 1,75. Leeds Crystal Palace peste 9,5 cornere, cotă 1,50. Düsseldorf Kiel 1x și peste 1,5 goluri, cotă 1,75. Ieni Malatya Spor, Trabzonspor 2 cu handicap 0, cotă 1,65. Randers Midtjylland, 2,4 goluri, cotă 1,55. Young Ajax Camburu, aspeții peste 1,5 goluri, cotă 1,48. În final, vă reamintesc ca de fiecare dată de concursul nostru de Super 12, puteți să câștigați, cred că deja știți, 10.000 de lei cash, fără depunere, fără taxe suplimentare, descărcați repede aplicația din Google Play, din App Store și luați-mi banii, da? Asta trebuie să faceți. Vă mulțumesc! Hai noroc, prieteni!